Pregătirile pentru organizarea primului turneu internațional de volei feminin Speranțe intră în linie dreaptă. La începutul lunii septembrie, la Câmpul Lung vor veni două formații din Grecia, Panathinaikos Athena și Cavala, plus alte 5 echipe de la cele mai galonate cluburi din România, pentru prima ediție a Muscle Cup Volleyball. Profesorul Adrian Mihăilă, anfitrionul acestei manifestări, se preocupă de punerea la punct a ultimelor detalii, în așa fel încât organizarea unei astfel de manifestări sportive să fie considerată un succes, un bun prilej pentru ca imaginea municipiului de la Poalele Mateiașului să fie dusă pe alte meridiane. Revenind la competiții și la echipa care s-a afirmat atât de frumos, aveți în vedere organizarea acelui turneu internațional. În ce stadiu sunteți? Turneul internațional face parte din planul nostru de pregătire. În perioada 7-9 septembrie se va desfășura în sala de sport de la Nanu Muscel și de la Carol I, prima ediție a turneului internațional de volei Speranțe. Sunt 8 echipe împărțite în două serii, printre care și două echipe din Grecia. Este vorba, după cum v-am mai spus, au confirmat 100% și Cavala și Panathinaikos Athena. Suntem organizați, mai avem mici detalii de pus la punct pe care în decursul acestei luni, care a rămas o lună jumătate până la turneu, vor fi puse la punct și sperăm să avem o organizare cel puțin la fel de bună ca și la turneul final. Vorbind despre fetele de la vicecampioanele României, au participat în sezonul precedent și la campionatul municipiului București, pe care l-au și câștigat de altfel. A fost o experiență benefică? Da, a fost o experiență benefică, având foarte multe jocuri. După părerea mea, anul trecut am avut cel puțin 60 de jocuri. La un moment dat le-am pierdut și șirul. Aceste jocuri ne-au propulsat în ierarhia națională. Și anul acesta o să ne înscriem în campionatul municipal, cel puțin la categoria cadete. Vestea bună pentru iubitorii acestui sport este legată de proiectul de hotărâre a Consiliului Local, care are în vedere înlocuirea suprafeței de joc de la sala de sport a școlii gimnaziale Nanu Muscel. Dacă în ședința din 31 iulie autoritățile locale vor aproba acest proiect, atunci se poate considera că a fost făcut un pas mare înainte în vederea asigurării condițiilor propice pentru buna desfășurare a acestui turneu internațional și nu numai.